Demonstrația a fost făcută miercuri, când la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava s-a inaugurat o sală de sport, iar la Garda de Intervenție Siret s-a deschis o bază de pregătire în care se află un laborator unicat în țară pentru exerciții practice de stingere a incendiilor. Mai întâi, la sediul ISU Suceava, colonelul Burlui, care va împlini în curând vârsta de 51 de ani, a realizat o serie de abdomene în plan înclinat cu capul în jos, arătând că le preferă pe acestea deoarece sunt mult mai dificile și este nevoie să facă mai puține repetări pentru a-și păstra condiția fizică. Ceva mai târziu, la sediul Gărzii de Intervenție Siret, colonelul a efectuat coborârea în rapel de pe turnul de instrucție care are înălțimea unui bloc de 4 etaje. El a explicat apoi de ce a ținut să facă această demonstrație. Greutatea omului dacă tu nu știi să faci. Culmea pedagogiei este să ceri cuiva să facă ceva ceea ce tu nu știi. Și atunci, ca să știi ce are de făcut omul, trebuie într-adevăr să știi tu să faci lucrul ăla, să știi dacă este greu, nu este greu, dacă este ok, nu este ok, să poți să intervii sau că el atunci când îți spune despre un lucru că este greu, să-l înțelegi, să știi de ceea ce este vorba. Colonelul a precizat că la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava, media de vârstă este de 33 de ani și jumătate. Majoritatea pompierilor, așadar, fiind tineri, însă este absolut obligatoriu ca și cei care sunt ceva mai în vârstă să se mențină la un nivel acceptabil în ceea ce privește condiția fizică.